Scene incredibile din Spitalul Județean din Craiova. Un pacient a făcut ravagii în secția de cardiologie după ce a aflat că este infectat cu virusul SARS-CoV-2. Omul și-a ieșit din fire pentru că a fost nevoit să aștepte 2 zile ca să fie mutat la o unitate medicală de profil. Ia uitați-vă! Ei, asta-i. Bărbatul a făcut dezastru noaptea trecută în secția de cardiologie. Din primele informații, pacientul, pozitiv COVID, trebuia să fie transferat la altă unitate medicală suport COVID încă de vineri. Însă, până duminică, ambulanța nu a sosit să îl preia. Dă drumul la toate apele, distruse tot salonul. Distruse absolut tot. Supărat, acesta a forțat ușile din secție, a distrus mai multe obiecte și a lăsat apa să curgă în saloane. Pacientul a fost în cele din urmă imobilizat. Nu se știe dacă avea sau nu probleme psihice. Reprezentanții spitalului au refuzat până acum să comenteze incidentul.